Ia, deci milion. 635. Rezultatele mult așteptate la evaluarea națională au fost afișate sâmbătă la fiecare școală fix la ora 15:55 de minute. Cei mai mulți elevi așteptau însă de dimineață cu sufletul la gură să vadă ce note au luat. Afișarea listelor a fost un motiv de a aduce în ochii unora lacrimi de tristețe sau explozii de bucurie. 70 la mate, 70! Bravo! 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 Acolo voi ai? Da, la sociale. Și ce note ai luat, practic? Am luat 8.35 și 6.55 și am media anuală 9. Tu ce faci? Bine. Fericit sau nu prea? Da. Ce note ai luat? 7.05 la română și 7.30 la matematică. Îți iese nota pe care o vroiai? Da, da. Unde? La ce liceu vrei? La Ștefan Procopiu. Și? Te primesc pentru asta? Da. Am luat la matematică 8.95 și la română 9.40. Și la ce liceu vrei să mergi? LMK. E suficient pentru ce vrei tu? Sper că da. 179 dintre lucrările la matematică și limba română au fost notate cu 10. Ce note ai obținut? 10 la mate și 8 la română. Și la ce liceu vrei să mergi? La LMK. E media suficientă pentru liceul acesta? Da. Deși cei mai mulți dintre elevi au considerat subiectele mult mai ușoare decât la simulările pe care le-au susținut în cursul anului școlar, au fost și elevi nemulțumiți de notele obținute și au depus contestații. Ce faci? Cum sunt rezultatele? Ești cam trist. Sunt ok, nu foarte bun, mă așteptam la mai mult. Ce note ai luat și la cât te așteptai? La ce nu e bine? La matematică am luat note destul de mic, mă așteptam la mai mult, dar română am luat 7.70 și la matematică 5. Și? Depui contestație? Nu. Nu, depun. Da, crezi că ai făcut mai mult? Sau? Da, la matematică. Da, nu știu sigur. Dacă am să depun. Elevii nemulțumiți de notele obținute la evaluare au putut depune contestații până sâmbătă la ora 22. La nivelul județului Vaslui, 222 de elevi vor să le fie recorectate lucrările. 168 la limba română și 54 la matematică. Un procent de promovare de aproape 70% este un procent satisfăcător pentru noi, pentru județul Vaslui, având în vedere și munca depusă de un an școlar întreg, toate simulările pe care le-am realizat la nivelul județului, precum și efortul dascălilor de la catedră prin organizarea unor simulări proprii școlii și prin tezele pe care le-au susținut la nivelul școlii. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 3 iulie. Media de admitere în liceu va fi calculată ca media aritmetică dintre media notelor de la evaluare și media generală a anilor de gimnaziu. Elevii care nu au susținut evaluarea națională se vor putea înscrie în toamnă pe locurile rămase libere la licee.